Prețuri exagerate la apă, asigurări, resurse energetice, toate din cauza înțelegerilor de cartel. La această concluzie a ajuns Comitetul Antimonopol din Rusia în urma aprobării legii privind protecția concurenței. Мы стали смотреть, а что же происходит в фармакологии, в государственных закупках для стариков и детей. И мы сейчас возбуждено уголовное дело. Мы сейчас завершаем соответствующее расследование. Все крупнейшие российские дистрибьюторы оказались замешаны в соответствующем картельном сговоре. И это мы только имеем законодательство современное в этой сфере, которое всего год. Sancționarea agenților economice a adus venituri suplimentare bugetului, iar consumatorilor prețuri reale, afirmă șeful serviciului antimonopol din Rusia. Omologul său din România s-a referit și el la câteva probleme asemănătoare care urmează să fie depășite de autoritățile moldovene. În România suntem atenți la zonele în care avem prețuri mai mari decât media Uniunii Europene. Din ce aflu la colegii moldoveni, lucruri similare se întâmplă și în Moldova. Sunt zone în care unele servicii, de exemplu, costă mai mult decât costă în țări vecine. Și atunci e legitim ca și dumneavoastră să vă puneți întrebarea ce nu merge, ce nu funcționează bine să ajungi la astfel de situații. În viziunea autorităților noastre, problema este una legislativă. Nu avem o lege actualizată. Prezent la seminar, prin vicepreședintele Parlamentului Vlad Plahotniuc, consideră că pentru o funcționare eficientă, autoritățile de protecție a concurenței au nevoie de o legislație armonizată. Un proiect de lege în acest sens a fost deja elaborat de Agenția Antimonopol. O lege nouă, proiectul care deja l-am elaborat, conține un set de reguli foarte clare și transparente. Aici este vorba de toate încălcările concurențiale și înțelegeri de cartel, și concurență neloială și abuz de poziție dominantă. Seminarul internațional în domeniul protecției concurenței se va desfășura în perioada 26-27 mai.